Succes categoriei la Sebe și cum a fost jocul de aici? Mulțumim frumos, a fost un meci foarte bun, trebuie să pregătim și noi pentru weekend viitor, că sunt foarte greu și Hala Dumnezeu jucăm acasă, se contează foarte mult. Hala Dumnezeu am jucat bine, mai ales în apărare și am putut să dăm golurile mai ușoar. În prima repriză, în repriza a doua, de fapt, ați primit doar două goluri în 15 minute. V-ați motivat la pauză suplimentar? Da, am vorbit și noi că trebuie să apărăm foarte bine, e foarte important și foarte important să fie și la săptămâna viitoare. Și din asta am avut ocazia să dăm golurile ușoare în contraatac și fața domnului. Cum ți s-a părut echipa din Sebeș? O echipă tineră și bună, ambițioasă. Doresc multe baftă în continuare.